Lăudați să fie Domnul Iisus Hristos! Amin, amin. Iubiți Domnul Iisus, de câteva săptămâni privim la un seminar care l-am intitulat Pericolele familiei care trăiește în Sodoma. Și am făcut această paralelă între familia lui Lot care a emigrat în Sodoma cu dorința de o viață mai bună și familiile noastre care de asemenea au emigrat căutând la fel, o viață mai bună, un trai mai bun pentru noi, pentru copiii noștri, pentru ceea ce Dumnezeu ne-a îngăduit să avem. Am observat, în schimb, că pericolele acestea mari a familiei care a emigrat într-un loc nou, într-un loc în care apar multe provocări, sunt niște pierderi și le-am observat sistematic în ultimele întâlniri. În această seară vorbim despre a patra pierdere care se poate înregistra pentru cei care trăiesc în Sodoma, anume pierderea salvării sau, într-o într terminologie mai biblică, pierderea mântuirii. Aș vrea să vă spun acum în introducere o întâmplare reală care s-a întâmplat în anul 2000, în septembrie 26. Cu mai mult timp în urmă am menționat această adunare, mă repet, în această seară. O croazieră pe nume MS Express Samina s-a scufundat pe malul Mării Egeie, undeva aproape de zonele acestei mediterane cu o serie de oameni care erau în această barcă. În momentul când se apropiau de mal, au calculat greșit, au lovit niște stânci și, în preț de foarte puțin timp, această croazieră s-a întors pe o parte și încet s-a scufundat. Mai multe persoane și-au pierdut viața. Ce a fost cel mai interesant, în schimb, au fost mărturile salvamarilor care exprimau efortul lor de a salva oameni. Vă citesc ce spunea unul dintre ei. Unul dintre lucrurile uimitoare în această situație este felul în care oamenii se comportă. Era un tânăr pe care l-am scos, care încă purta sistemul lui stereoportabil, un fel de casetofon. Astfel, cu o mână încerca să apuce barca, iar cu cealaltă mână ne-am dat seama că eram piedicat de acest sistem stereo pe care îl mai avea. De altă parte era o bătrână care își legase geanta de vesta de salvare. În timp ce încercam să o ridicăm în barcă, ne-am dat seama că ceva o oprește și am încercat să tai această geantă și ne-a spus că dacă tăiem geanta, ar trebui să o aruncăm cu totul înapoi, pentru că în geantă era toată viața ei. Este uimitor, remarcabil am putea spune, felul în care oamenii reacționează în momentele de urgență te gândi ca să-ți scapi viața, am zice noi omenește, cel mai valoros lucru care l ai, ai lăsa orice în urma ta. În momentul când ești într-o stare de criză, Doamne ferește la cineva așa ceva, să coboare un avion din înălțime în mare urgență către sol, nu te mai gândești nici la ce ai împachetat în valiză, nici că ai dus ca și brânză din România, nu contează ce ai cu tine, Contează să scapi viața, aia e cel mai important. Dacă cumva ai aterizat pe undeva și ai reușit să fii încă în viață, când se deschid ușile, nu te mai uiți după ce ai pus acolo în back seat, sau ce ai pus la tine deasupra capului tău, o iei la fugă ca să poți să salvezi viața. Dar observați că uneori dorim scăparea, în schimb o dorim cu acele elemente care pentru noi le considerăm cele mai importante. Această ilustrație este extrem de grăitoare când ne gândim la perspectiva mântuirii și ceea ce înseamnă înseamnă mântuirea noastră. Apostolul Petru remarcă vis, -vis de felul în care Dumnezeu ne-a salvat și ne-a scăpat, cum ar trebui să privim la viețile noastre acum pentru cei care suntem mântuiți. 1 Petru 1 cu 17 Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Auziți, că știți că nu, nu, cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șert de viețuire pe care moșteniseră de la părinții voștri și cu sângele scump al Domnului Isus. Dragii mei, Apostolul Petru remarcă că viața celui nemântuit este un stil de șert de viață, a futile way of life, dacă ar fi să traducem mai modern, am spune o viață fără de niciun folos, o viață fără niciun sens. Eclesiastul remarca. Ce bine are omul în viața aceasta să mănânce din truda lui, să se bucure de ceea ce are, că oricum totul este de șertăciune și goană după vânt. Că ai mult sau că ai puțin, aceleași limite le avem. Că ai haru, să ai 10 case în lumea aceasta, în fiecare țară selectă, vreau să spun, tot într-o singură casă poți să dormi și într-un singur pat odată. Că ai putea să ai cea mai îmbelșugată masă, ai o singură gură și un singur stomac și o limită la cât se poate mânca toate acestea, măcar că ne fac să ne simțim bine într-o oarecare măsură, nu produc, dragii mei, niciun lucru care duce până la capăt. Realizăm că singurul lucru care dă scop vieții noastre este mântuirea dată prin Domnul Isus Hristos. Un teolog spunea foarte frumos, Dumnezeu a creat omul cu un gol lăsat de Dumnezeu în inima lui. Un gol care numai Dumnezeu îl poate umple. Și golul acela până nu îl umple Dumnezeu va căuta omul în viață tot timpul să-l umple cu fel de fel de lucruri. De aceea veți vedea oameni scufundați în stări nefaste. Veți vedea oameni care caută prin droguri, prin băutură, prin imoralitate și multe altele, prin bani și avuție, prin faimă și renume, să umple golul acela. Acel gol, acea dorință, acea sete după eternitate, nu o umple decât Dumnezeu prin Fiul Său. Și în momentul mântuirii, Dumnezeu ne-a dat un viitor și o nădejde mărit să fie Domnul. În schimb, dragii mei, este important să observăm că este foarte posibil să ne punem în risc această bucurie și minunată mântuire care Dumnezeu ne-a dat-o. Cineva ar întreba, se poate așa ceva? Se poate pierde mântuirea? Unii spuneau, ce, mântuirea nu e un ban care l în buzunar și le-ai scăpat din buzunar. Mântuirea nu se poate pierde. Și vreau să observăm, prin tipologia soției lui Lot, ce înseamnă? Posibilitatea, pericolul de a ne pierde mântuirea. Nu uitați, când Domnul Hristos vorbește despre revenirea sa, aș lua ei să -i acasă și contextul ultimelor zile face referință la două lucruri. Aduceți-vă minte de Noe, ai Doma se va întâmpla, și aduceți-vă minte de Lot, Sodoma și Gomora, ai Doma se va întâmpla. Iar în concluzie spunea Domnul Iisus Hristos, aduceți-vă minte de nevasta... Lui Lot. Ne stă drept o pildă și o avertizare ca să luptăm până la capăt, Doamne ajută. Pierderea salvării sau pierderea mântuirii. Am observat sistematic, dragii mei, posibile pierderi care se pot înregistra în Sodoma. După ce am venit, dacă vreți ca și imigranți căutând o viață mai bună, primul pericol este să ne pierdem perspectiva. Am venit nu ca să fim ca și ei, am venit nu ca să copiem stilul. Nu vrem să pierdem zestria care o avem, dar s-ar putea venind aici să uităm de fapt care este perspectiva noastră. Am pornit către cer. Vrem să avem o relație cu Dumnezeu așteptăm împărăția care via să vie. Se cânta frumos în această seară, vorbind despre faptul că acolo ne va șterge lacrima Dumnezeu, îl așteptăm pe Hristos care se întoarce să ne ia acasă și mă întreb încă o dată dacă mai avem această dorință în inimile noastre. Avem o perspectivă divină, dragii mei, și riscul este ca în timp să ne pierdem perspectiva din cauza contextului Sodomei în care noi trăim. Apoi, o perspectivă de pierdere a separării. Și în loc să ne păstrăm o identitate spirituală, încetul cu încetul începem tot mai mult să fim influențați de lumea din jurul nostru. Să vină lumea pe lângă noi. Cineva spunea foarte pragmatic. În momentul când biserica a încercat să fie tot mai atrăgătoare pentru lumea de afară ca să vină cei nepocăiți la noi, spunând vom lăsa sta ca să vină la noi, de fapt, am demonstrat că mai mult ne-a influențat lumea Biserica decât Biserica a schimbat lumea. Observați lupta care se dă în pierderea, separării dintre noi și lumea aceasta. Vorbim despre cultură duhovnicească și cultură lumească. Vorbisem despre un al treilea pericol de a ne pierde copiii. Și, dragii mei, putem avea în viața aceasta multe lucruri. Putem construi case frumoase, mașini bune, putem să avem fel de fel de investiții făcute. Vreau să vă spun, nimica nu are valoare mai mult ca aceste suflete care Dumnezeu ni le-a dat încredințate în mâinile noastre. Sufletele au o valoare eternă. Dacă lumea aceasta va trece, dacă tot ce este pe acest pământ se va arde, ce rămâne în picioare este eternitatea care Dumnezeu o creează pentru sufletele care vrea să le dea mântuirea. De aceea îmi doresc din toată inima Dumnezeu să mântuiască copiii noștri Amin. și Dumnezeu împreună cu noi în ziua cea mare, la Marea Sărbătoare, să dea să fim cu toți împreună, nici o unghi în Egipt, Doamne ajută la aceasta. Și avem totuși un har deosebit, este un plan al salvării extraordinar care Dumnezeu l-a creat pentru noi. Aș vrea să observați două lucruri care ies din întâmplările acestea cu Lot și Avram, care denotă harul acesta. Dragii mei, este minunat să ai oameni pe lângă tine care mijlocesc și se roagă pentru tine, care te susțin în rugăciune și care îți dau un imbol să-L cauți mai mult pe Dumnezeu. Mă întorc la Geneza, capitolul 18, cu versetul 23. Avram s-a apropiat și a zis, suntem aici în contextul când au venit cei trei, acei trei îngeri, se pare, ni se pare că unul ar este mai special, cum ar fi Domnul, o cristofanie și doi ar fi doi îngeri. Și ei vorbesc cu Avram că vor nimici Sodoma și Gomora. Doi pleacă înainte și rămâne unul care era Domnul, se vede împreună cu Avram. Observați, Avram s-a apropiat și a zis, Vei nimici tu oare pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că este în mijlocul cetății, sunt 50 de oameni buni, îi vei oare pe ei și nu i vei ierta locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei? Să omor tu pe cel bun împreună cu cel rău, așa că cel bun să aibă aceea soartă cu cel rău? Departe de tine așa ceva, departe de tine, cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Și îl vedem pe Avram care mijlocește, Doamne, s-ar putea să fie ceva bun. E adevărat că Sodoma și Gomora e groaznică, păcatul a ajuns până la cer, ai venit să vezi ce se întâmplă, dar Doamne, este poate ceva bun acolo, dacă găsești ceva bun, nu vrei să scapi locul acela? Și Domnul se lasă înduplecat pentru 50 de oameni mândur. Dar Avram își dă seama de implicațiile expresiilor sale și spune, Doamne, s-ar putea să nu fie 50, poate 45. Pentru 45 el sunt locul acela. Pentru 45 de oameni prihăniți, iert locul acela. A treia oară intervine Avram, poate să 40. Pentru 40 iert. A patra oară intervine Avram, poate să 30. Pentru 30 iert. Iar intervine Avram, Doamne, iartă-mă, a cincea oară, poate s numai 20. Și Domnul spune, pentru 20 iert. Și Avram spune, mai zic -mă o singură dată, iartă-mă, dacă sunt numai zece, ierți locul, îl iert, Avrame. Observați, Dumnezeu era gata să lase să stea în picioare cetatea Sodomei și Agomorei. Ziceam și în ultimele dăți, nu putem să concepem ce nivel de mizerie spirituală, de păcat era în locul acela. Dumnezeu era gata să-i lase în picioare pentru zece oameni neprihăniți. Hai să facem matematica. Lot, soția lui, ne spune că sunt două fete fecioare care le avea. Ziceam ultima oară, expresia ebraică ne arată că ginrii aceștia încă nu erau căsătoriți. Se vede că ar fi fost dați pentru logodnă și acum urmau să se căsătorească. Ar mai fi încă doi pe lângă cele două, patru cu, 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 cu doi sunt șase. Hai să luăm premiza că de fapt ginrii deja erau căsătoriți, erau alte fete ale lui Lot. Pe undeva s-ar fi putut aduna poate până la zece oameni. Măcar poate vecinul lui Lot auzise despre Dumnezeul lui Avram din expresiile lui Lot. Se gândea Avram, pe undeva măcar Lot ăsta ceva au făcut? Și observați că nu s-au găsit nici măcar 10 oameni în Sodoma ca să fie neprihăniți. Aviz nouă, care trăim în așa liniște aici în Kitchener, în Canada, într o zonă prosperă, dragii mei, când am vorbit ultima oară despre Dumnezeu. Vorbim despre business, vorbim despre avere, vorbim despre bani, despre casele care le-am construit, vorbim despre planul de viitor și perspectivele politice ale țării în care trăim. Când am vorbit ultima oară de Domnul Isus Hristos care vine să-și ia miriasa acasă, că mai este loc la cruce și pentru tine, dragul meu, să mărturisim lucrările Domnului, că avem un Dumnezeu viu care lucrează. Azi dimineața am auzit o mărturie deosebită aici în adunare. Joi seara am fost rugat să ne rugăm pentru o mamă care trebuia să nască și era peste termen în urma rugăciunilor făcute de biserică, în aceea seară, după câteva ore, această mamă a născut, dar minunie era, care nu știa nici noi, nici ei atunci, cordonul umbilical înfășurat de trei ori în jurul gâtului copilului. Și Dumnezeu a dat o mare biruință, dragii mei, că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Mi asta îmi spune că Dumnezeul nostru este viu și lucrează. Lăudați să-i fie numele Său. Al nostru Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor și Dumnezeu ascultă rugăciunea. Lăudați fie numele. Când a fost ultima oară când ai spus prietenilor tăi despre astfel de mărturii, că ai un Dumnezeu viu care lucrează? Lot n-a reușit pe lângă el să adune nici măcar încă două, trei persoane, ca să fie numărul minim de zece persoane, numărul care pentru evrei însemna cel puțin contextul de a avea o sinagogă. Ei, dragii mei, aș vrea să observați ceva interesant. Când Dumnezeu aduce nenorocirea în Sodoma, spune în versetul 29 din capitolul 19, când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei și a adus aminte de Avram și a scăpat pe Lot. Pentru că Avram acesta mijlocise pentru Lot. Dar vreau să observați ceva foarte interesant. Ne spune în versetul 27. Avram s-a sculat a doua zi diste dimineață, s-a dus la locul unde stătuse înaintea Domnului. Unde stătuse Avram înaintea Domnului? Întoarceți pagina în Geneza 18 cu versetul 1. Domnul i s-a arătat la stejarii lui Mamre, pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. Ce s-a întâmplat la stejarii de la Mamre? În Geneza capitolul 13 cu versetul 18. Avram și-a ridicat corturile și a venit și a locuit lângă stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron. Și acolo, a zidit un altar Domnului. Dragii mei, Avram acesta știut să stea în mijlocire, în locul părtășii cu Dumnezeu. Avram acesta n-a avut intenții bune, bă, mi-aș dori să fie și lot ăsta, nepotul meu mântuit, vai de capul lui. Avram acesta a înțeles că în locul întâlnirii cu Dumnezeu, unde era altarul, locul prezenței divine, el stă în rugăciune. Avram a înțeles că e nevoie de post, e nevoie de rugăciune, de mijlocire, de insistență, ca Domnul să dea viruință, dragi frați și surori. Nu slăbiți în lupta pentru casele dumneavoastră, pentru sufletele celor din jur. Este un Dumnezeu care ascultă rugăciunea, mărit să fie Domnul, când a nimicit Dumnezeu Sodoma și Gomora și a adus aminte de Avram. Și mai este un lucru, dragii mei, în lunga răbdare a lui Dumnezeu. Geneza, capitolul 19, cu 21. El a zis, iată că-ți fac șahatărul acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. grăbește de fugi în ea, căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Pentru aceasta s-a pus cetății acelea numele țoar. Intră lot în negociere. Doamne, totuși nu la munte, că e prea greu, ia prea mult. Dăm voi măcar în cetatea asta. Și Dumnezeu care e îndelung răbdător, îi face hatărul. Lot, îți dau voie și acolo, dar fugi și scapă-ți viața. Avem un Dumnezeu care în har și în milă ne așteaptă de atâția ani de zile, în luptele care le avem, în slăbiciunile noastre, încă ne mai poartă în carul de biruință, nu ne-a abandonat. Noi abandonăm repede la oameni, m o supărat, m-a enervat, am amărăciune în el să nu mai văd în viac pururi, dar Dumnezeu de ani de zile încă te așteaptă. Dumnezeu pe tine pocăit din chicineri, încă mai are îndurare pentru casa ta, familia ta, încă îți mai ascultă rugăciunea, încă te mai cheamă la părtășie, lăudați să fie Domnul care este bun cu noi. Dragii mei, ascultați-mă foarte bine. Aceste elemente prezintă ceva important pentru noi. Comunitatea locului unde Dumnezeu vine în părtășie cu noi este absolut esențială pentru noi. De aceea spunem repetat, veniți la adunare. Hai să fim împreună la dunare. În locul acesta ne îndemnăm unii pe alții, cântăm despre venirea Domnului Isus, ne rugăm împreună, ascultăm cuvintele profetice, cuvântul sfânt ne vorbește, ne îndeamnă, ne învață, ne ajută, ne crește. Avem nevoie să fim în părtășie unii cu alții, că aici avem un har deosebit precum i s-a dat și lui Lot în momentul când era în Sodoma. În schimb, dragii mei, există un risc enorm de mare de a ne pierde salvarea sau mântuirea. Și haideți să observăm trei lucruri care ne pot fura premiul alergării dacă nu suntem atenți, Concluzionăm mai apoi cu esența principală de unde vine această luptă și răspundem la întrebare dacă chiar se poate pierde mântuirea. În primul rând, dragii mei, unul din factorii care a dus la pierderea, dacă vreți, a mântuirii a lui Lot, a fost averea și materialul. Ne spune în Geneza 1, 19 cu 1, cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara, când Lot ședea lângă poarta Sodomei, când i-a văzut Lot s-a sculat, le-a ieșit înainte și s-a plecat, plecat, până la pământ. Apoi a zis, domnii mei, intrați, vă rog, în casa robului vostru. Explicați-i multimele dăți, nu mă repet încă o dată, de la corturi, de la un om care se plimba din loc în loc, își construise casă în Sodoma. Avea deja ceva stătător, aveau averi, era la poarta cetății, avea un renume. Erau cineva și această femeie când a plecat din Sodoma a rămas cu inima lipită de ceea ce avea. Ce ne facem? Mergem în țoar, înspre un loc numai cu pietre, unde nu este pavat pe jos, unde nu este infrastructură, nu este curent, nu este apă. Ce ne facem noi acolo? Cum să părăsesc eu ceea ce am reușit să agonisim, să construim împreună în tot timpul acesta? Îi prea mult să le las în urmă. Și observați că averile care noi le avem s-ar putea prea mult, dragii mei, la un moment dat, să ne fure premiul alergării. Pentru că inima noastră lipită de ele uită tot mai mult de Dumnezeu. Vă aduc în vedere un cuvânt care îl spunea Domnul Hristos încă o dată din Luca capitolul 17. Ai doma ca în zilele lui Noie. Și observați ce făceau ei. Mâncau, beau, se măritau și se însurau. Sunt elementele de bază ale vieții. Mai apoi spune ai doma ca în zilele lui Lot, când mâncau, beau, zidiau, cumpăreau, vindeau, construiau. Oamenii aceștia aveau practic un uh, perpetu uh, loc de abundență financiară. Aveau de toate. Și Domnul arată, dragii mei, în aceste stări în care toate ne merg foarte bine, s-ar putea să uităm de Dumnezeu să ne lipim cu inima de ele. Spunea poporul Israel, când vei intra în țara promisă, când vei să divi, când vei mânca din ele, când vei avea case, să nu cumva să spui mâna mea mi-a dat, îi Domnul care te-a binecuvântat. Și dacă am ajuns în Canada și sunt în fiecare diferite strat, stratosfere, dacă vreți, economice, dragii mei, ăsta e harul lui Dumnezeu, care față de noi și-a deschis mâna, ne-a dat binecuvântare să realizăm că toate vin din mâna Domnului Măriței fie numele, ca nu cumva să ne pierdem pe drum și să rămânem cu inima lipită de ele. În Ezechiel, în capitolul 16, 49 și 50, ne spune Domnul prin gras profetic de fapt de unde venea problema acestor cetăți. Unii au interpretat spunând, observați, că nu era vorba de homosexualitate acolo, au fost altceva. Măcar cam în două sunt cuprinse. Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma. Era în gânfata, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare, ca fiicele ei, ea și fiicele ei, și nu sprijinea în, mâna celui norocit și celui lipsit. Ele s-au semețit și au făcut urăciuni blestemate înaintea mea, de acele l nimicit când am văzut lucrul acesta. Sigur, era homosexualitate, dar mai era ceva, dragii mei, o prea bună stare. Aveau de toate. Ascultați-mi cu atenție azi dimineață când fratele Fănel Șoteu a spus cuvântul din partea Domnului. Era ca o stare de indiferență în popor, în care dacă el sau nu e, nu contează. Și observați, dragii mei, că ne-o binecuvânta Dumnezeu, ne-o dat Dumnezeu ce n-avem ca să fim motivați să venim la părtășie? Că dacă odinioară stăteam în biserici care nu erau cu confort, pe bănci și pe, pe locuri care nu erau cu atâtea câte avem noi în ziua de azi, astăzi când avem de toate, dragii mei, dacă mergeam pe josul din odinioară, acum vii cu mașină și pe zăpadă și pe ploaie și nu pățești absolut nimica, dacă în tot confortul acesta îl uităm pe Dumnezeu, ce mai vrem? să ne facă Domnul. Spunea Domnul Hristos cât de a nevoie vor intra în împărăția celor cei ce au avuții. Nu că bogații nu pot intra în rai, ci pentru că prea ușor ne lipim inima de ele. Ne sclipesc și nouă în ochi și am uitat care Dumnezeu o valoare inestimabilă pregătită pentru noi. N-are lumea asta ce se ne dea precum are Dumnezeul nostru. Doamne, lipește-ne inima de cer! E, dragii mei, o a doua situație, un al doilea pericol care poate să fure premiul alergării este problema relațiilor și a familiei, pentru că în momentul când femeia aceasta iese din, din Sodoma își aduce aminte că i-a rămas ceva înapoi și spune Sfânta Scriptură că erau niște gineri care credeau că glumește a rămas cu acele planuri de căsătorie a rămas cu acele imaginații a unor momente de părtășire la sărbători când mănâncă toți împreună când stau toți la masă și s-a gândit cum să le pierd, cum să rămân fără ele, că era prea frumos, prea minunat visul ca să-l pierd și observați că de multe ori, pentru anumite relații, pentru anumite lucruri din viața noastră, mai degrabă lăsăm standardul lui Dumnezeu decât să luptăm pentru ceea ce înseamnă mântuirea. Spunea cineva, totul până la copii. Dacă mi se amenință copiii, să stare să mă lași de Dumnezeu. Și observați, dragii mei, că suntem pregătiți de multe ori, din nefericire, să lăsăm prea ușor lucrurile sfinte, pentru lucruri care, din nefericire, pot să ne fure premiul alergării. Ne spunea Domnul Iisus Hristos un verset care trebuie bine interpretat. În Matei, capitolul 10, cu versetul 34. Să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fică de mama sa și pe nor de soacra sa. Și omul va avea de vrășmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât mine, nu este vrednic de mine. Dacă mii la biserică, dacă te duci, te pocăiești, dacă te laște noi, nu mai avem de învoi de tine. Și, dragii mei, pentru prețul care l-a plătit Hristos, să fim gata să plătim orice ar fi necesar. Nu-i ușor, dar Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne poate întări. Mă gândesc la un Eli, preotul Eli, care cinstea mai mult pe copiii săi decât standardul lui Dumnezeu. Și Domnul mustră prea mult ei cinstit pe ei. Ai fost în stare să calci peste dreptul meu ca Dumnezeu. Ai fost în stare să calci peste legea mea de dragul copiilor tăi. Suntem chemați cu orice preț să slujim pe Dumnezeu. nu e ușor, doare, costă uneori, dar Dumnezeu să ne întărească la aceasta. Și mă repet încă o dată, să mântuiască Dumnezeu familiile noastre, copiii noștri, să dea Dumnezeu biruința. În al treilea rând, dragii mei, stilul de viață și atmosferă din Sodoma a captat inima soției lui Lot. S-a gândit ea, era fain, era o atmosferă faină, de acord, nu era chiar bine, nu era ce era plăcut, dar chiar că era ceva interesant, câte culori erau împodobite pe acolo, ce minunății era în orașul acela, ce atmosferă de petrecere între oameni, te simțeai bine în fiecare dimineață, că îți spunea în 2 Petru 2 cu versetul 8, omul acesta lot își chinuia sufletul din pricina celor cele vedea și auzea. Acolo era petrecere pe cinste, acolo se dansa, acolo se juca, acolo se punea muzică, acolo era cu adevărat atmosferă. Și nevasta asta lui Lot și aduce aminte că acolo era frumos. De ce să părăsească acele lucruri? Pentru că mă făceau să mă simt bine. Mă repet și nu uitați, Dumnezeu nu e interesat să ne simțim noi bine. Dumnezeu e interesat de mântuirea noastră, dragii mei. Dumnezeu vrea să fim mântuiți, Doamne ajută la aceasta. Roman 12 cu versetul 2, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi voia cea bună și plăcută a Domnului. Dragii mei, Trăim într-o cultură care caută tot mai mult să ne influențeze și ne plac și nouă aceste sclipiciuri ale lumii acesteia să nu uităm că Domnul Isus Hristos a murit ca să salveze lumea din păcat. Spunea atât de minunat pastorul John MacArthur să nu cumva să vrem să fim distrați de păcatele pentru care a venit Isus Hristos să moară. Îi jignitor la adresa lui Dumnezeu ca noi să fim înmărmuriți, îndrăgostiți de dansul lumii acesteia, de plăcere lumii acesteia, când tocmai pentru acelea a murit Hristos să plătească ca să ne zrăscumpere din păcat, Doamne, sfințește-ne inimile noastre! Că e prea posibil ca aceste lucruri să corupă inima noastră, să ne atragă înapoi și din nefericire să fim oameni care mergem spre Canaan cu Egiptul în inimă. Întotdeauna cârtind împotriva lui Dumnezeu, îi fain că ne o mântuit Domnul. Bă, da, fain era în lume. Ce mai jucam noi? cum mai cântam noi pe atunci, mai trăgeam câte un pahar, acum sigur ne-am pocăit, atunci era ceva. Pentru că ori de câte ori avem astfel de atitudini, dragii mei, demonstrăm că Egiptul încă a rămas în inimile noastre. În această seară îmi doresc din toată inima să ne curețe Dumnezeu de tot, dragii mei, și să ne lipească inima într totul numai de cer. Și acum observați cum se poate pierde mântuirea sau salvarea. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Sintagma uitat înapoi nu înseamnă neapărat că și-a întors capul să vadă. Implică ceva mult mai mult. De fapt, originalul spune a te uita intens, a te uita cu plăcere, a avea respect pentru ceva. Implică o privire de durere în privirea ei, un regret față de ceea ce pierdea. Vă spun ce spunea comentariul cultural al Vechiului Testament sărurile minerale ale regiunii includeau sodiu, potasiu, magneziu, clorură de calciu și bromură. Un cutremur din zonă ar fi putut aprinde cu ușurință aceste substanțe chimice, făcându-le să plouă asupra victimelor distrugerii. Întrucât distrugerea nu începe până când Lot și fiicile lui au ajuns în țoar, pentru că ne spune că răsărea soarele când au ajuns Lot în țoar, s-ar trebui să presupunem că soția lui Lot nu se uită pur și simplu înapoi, ci se întoarce înapoi în oraș și este cuprinsă de distrugere ca toți ceilalți în orașe. Mulți stâlpi de sare ar fi împânzit străzile. Este de înțeles că această femeie nu doar că s-a uitat, dragii mei, fiind așa de lipită, a făcut pași înapoi. S-a întors înapoi înspre ceea ce pierduse în locul acela. De aceea spunea Domnul Hristos, în așteptarea revenirii sale, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot, aduceți-vă aminte că o întoarcere înapoi înspre ceea ce am lăsat, de unde am fost salvați, ne va răpi premiul alergării. Profesorul Stephen Rich spunea foarte frumos în cartea sa unde se adună vulturii, expresia aceea escatologică, introduce ideea că mântuirea cere cu nimic mai puțin decât o inimă total devotată din partea celor aleși. În alte cuvinte, Chiar și în ziua aceea, a mântuirii, a salvării, cineva își poate pune mântuirea în joc dacă se întoarce înapoi. Dragii mei, nu cred că putem înțelege cu adevărat ce înseamnă profunzimea acestei situații. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Practic, care Biblia face apel el ca noi să înțelegem. Noi când am venit la mântuire, noi n-am intrat într-un ritual. De aceea spunem și tot spunem și tot spunem că noi suntem mântuiți prin Domnul Isus Hristos. Nu suntem mântuiți prin lege, prin fapte, prin ritualuri. Anume, nu ne putem încadra într-un club creștin cu așteptarea că vom fi mântuiți. În noi s-a produs o schimbare propriu-zisă. De aceea menționam joi seara, dragii mei, Saul care persecuta biserica a fost literalmente transformat de puterea lui Dumnezeu în întâlnirea cu Domnul Isus Hristos. Asta înseamnă naștere din nou. Naștere din nou face apel la ideea de naștere. Și acum îngăduiți-mi să vă spun. Când un copil se naște în lumea aceasta, vă întreb, trăiește sau nu trăiește? Copilul trăiește. Un copil nu poate fi parțial în viață, un picuț în viață, ori viu, ori mort. Și de-ar fi pe aparate, el este viu, pentru că este în viață încă. Este susținut, ajutat, dar este încă viu. Ori ești în viață, ori nu ești în viață. Este o dihotomie absolută. Prin urmare, dragii mei, ori ești mântuit, ori nu ești mântuit. Dar dacă acel copil nu este ajutat, îngrijit, rănit, pus într-un context de protecție, vreau să vă spun, se poate pierde viața aceea sau nu? Foarte rapid și foarte ușor. Tocmai de aceea noi ca și mântuiți intrați în naștere din nou, avem nevoie să creștem spre mântuire. Orice oprire, orice stagnare duce la revers, nu la oprire, nu la un moment de repaus, duce la întoarcere înapoi. Și aceste întoarceri persistente pot să ducă până la un moment dat la o capitulare totală, la o stare de împietrire care devine pur și simplu ireparabilă. De aceea Sfânta Scriptură ne îndeamnă să continuăm, să luptăm, să nu ne lăsăm și apare întrebarea, atunci se poate pierde mântuirea? Dragii mei, Roman capitolul 8 ne spune că nimic nu ne poate smulge din mâna Domnului Hristos. Exact așa este. Nu există nimic în lumea aceasta ce ne poate fura premul al lăgării, întrucât Hristos este Cel care ne apără, ne ajută, ne ține. Nu este demon, nu este ființă, nimic în lumea asta care ne poate lua din mâna Lui. În schimb, în Evrei capitolul 3 cu 12 găsim un verset foarte important. Luați seama, dar, fraților, ca nici unul din voi să naibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ideea implică o treptată despărțire, separare, îndepărtare de Dumnezeu, care la un moment dat, din cauza răcelii consecvente, poate duce la o pierdere. Pentru că inima noastră care se tot reîntoarce la castraveții din Egipt, s-ar putea să ne fude premiul alergării. Nimic nu ne poate smulge din mâna lui. Doar această inimă care din când în când își mai aduce aminte de unde ne-a scăpat Dumnezeu și cu poftă ne aducem aminte la ce savuram pe atunci și ce nu mai avem acum în mântuire. Astfel de gânduri n-ar avea loc dacă ne-am umplea mintea noastră cu cuvântul lui Dumnezeu, cu momentele de rugăciune, cu cuvântul sfânt care se vorbi din partea Domnului. N-ar avea loc dar pentru că în viața practică, ca și nevasta lui Lot, începem să interacționăm cu aceste lucruri, râvnim la ele, le dorim, visăm la ele, începem să le practicăm ca și societatea, ne comportăm ca și ei, în noi se readuce înapoi aceeași amintire. O dinioară și eram și eu în lume. Și această inimă perversă, se retrage tot mai mult. De aceea, dragii mei, avem nevoie de Duhul Sfânt care schimbă inima noastră, care noiește simțurile noastre, să ne țină lângă Dumnezeu, Doamne, ajută. Amin. Asta înseamnă plinătatea Duhului Sfânt, să umblem cu Duhul Sfânt. Al minteri, separarea asta treptată ne duce, dragii mei, la o pierdere colosală. Și vă dau ultimele două versete. Iacov 5 cu 19. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi, ăsta nu-i din lume, ăsta nu-i păgân, ăsta e dintre voi, dintre cei care sunt frați, pocăiți și mântuiți, s-a rătăcit de la adevăr și îl întoarce un altul. Să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi coperi o sumedenie de păcate. Prin expresiile versetelor acestor înțelegem că cineva care se depărtează de Dumnezeu printr-o împietrire și pierdere a credinței, duce la o stare de multe păcate și duce la o stare spre moarte și prin definiție devine un păcătos practicant. Și dacă se va găsi cineva să-l tragă înapoi, să nu lase, să lupte pentru el, să mijlocească și să-l întoarce, Dumnezeu îi poate da mântuirea. Dumnezeu nu renunță la noi așa de ușor cum credem noi, dragii mei. Dumnezeu ne vrea să ne mântuiască. De aceea a murit Hristos, de aceea a dat pentru noi tot ceea ce era necesar ca noi să rămânem în mâna Lui. Revine încă o dată, nu-i păcat prea mare care sângele lui Hristos să nu-L poată spăla, Măriți să fie domn pentru aceasta. De aceea să veghem mult și bine asupra inimilor noastre, ca nu cumva furați de apetitul lumii acesteia, de ceea ce se vede, de ceea ce izbește ochii, de case, mașini, vacanțe, plăceri, plecări, care revin încă o dată, însă și nu sunt neapărat păcătoase, că nu-i problemă că ai, că ți-ai construit, problema este că ne lipim inima de ele. Aceste lucruri ne pot infecta gândurile noastre și în loc să rămânem conectați la părtășie, privim tot mai mult înapoi. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot, ca nu cumva în ziua când se va întoarce Domnul să ne găsească cu inima lipită de aceste lucruri pământești, să pierdem ceea ce am luptat în viața aceasta și pentru ceea ce ne-am anevoit în momentele de părtășie, în ser de rugăciune, în învățarea Sfântului Cuvânt, să rămânem tari până la capăt. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.